Măi, dragă, mașer, pe această cale aș dori să transmit cu sinergie un răspuns, un răspundor a tous mes amis de la République Franța care au citit le interviu avec moi în Le Figaro. O să fie en francois, but traduction. Bonjour, mes amis! Comme je parlam avec mon camarade Charles de Gaulle, le général, eu cred cu tărie... Je croissant avec pastis că trebuia interzisă această presă oribilă. Pourquoi vă permiteți permision fără acordul meu să mințiți fără pechenito de rușine rușan să îmi puneți vorbe în bușon? Când am zis eu, tovarăș, pardon, camarad, că situația de PSD e complication. Avez-vous planté le chou? Vă trageți de chiretation avec moi. Eu, care am fost prieten și cu François Mitterrand, nu mă interese că lumea îi striga că era ami și cu un assassin pe care eu nu-l cunosc. Conesor. Am și fost într-o vizită oficială la Paris, unde am vizitat atelier de Brancusi. Nu mi-au plăcut nici atunci les capodoperes de lui, și nu, je ne regrette rien că i-am zis doctorului Petru Groza să nu luăm nicio statuie sculptată de el a București. Mie nu-mi plac, je n'aime plus le sculpture abstraction comme la commission de la terre, cumințenia pământului. Eu prefer les opera plus grand și care să reprezente quelque chose. Par exemple, la très belle sculpture de Mosfilm, avec les artistes pour éclation de mine, le Chocan, le Cesser et le Trandafir, Rose. But, să revenim a notre mouton, le oile noastre. Acești reporteri sans frontières et obraz și-au permis să afirme despre moi că am declarat: je ne suis pas anymore président d'horreur de PSD. Ba, uite că sunt, voilà de vezi. Păi cine credeți că mi-a majoration la pensie? Le PNL? Le USR? Non, că n-aveau de unde banii, money, sunt la monsieur Livio. Chiar madame Nina mi-a specificat: Nelule, să nu mai primești reporteri franțuzi în sufragerie că ai intrat încălțați pe persanul de la președintele Irakului Saddam Hussein și au pus ceșcuțele de porțelan cu ceai primite de la tovarășul Mao direct pe furnirul de pe masa pe care am luat-o în 89 de la dictator. Ea nu știe parle français, dar ea nu traduise. Și Nina are toujours dreptate. Mi-a și zis când a fost AET Ponta prim-ministru: Nelule, pe ăsta tinerelul îl mănâncă baronii fript. Ascultă-mă ce zic, ce-a furat Năstase cât de rai tu președinte, dar să vezi ce jaf fac ăștia cu sasul la mut. Să n-ai încredere în schiori, mi-a mai zis Nina. Deci, donc, c'est de miserie que vous avez scris despre moi în Le Figaro. Păi să fi fost moi acum ca Macron, ca Monsieur Macron, că ca madame sunt. Păi nu chemam minerii la sediu Figaro-ului? Vien ici, le mineur, et merci beaucoup. Și dă-i Figaro în sus, Figaro în jos, Figaro, Figaro, nunta lui Figaro ieșea din ei, măi dragă mașerii. Da, dragă, viu imediat. Mă cheamă Nina Lamaz. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? N-a că m-am confuzit și vorbesc în franceză. Ce avem, dragă, de pe pican? Aha, da. Puia la Kiev și salata la rus. Super. Măi, dragă, vă urez un an nou, un nouvel année plin de împliniri. Ne vedem la revelionul viitor. A la prochaine, mai animalule. Coco știri.